Bine ați revenit la Mobilissimo.ro. Astăzi voi prezenta o aplicație de editare foto numită PixArt. Iată opțiunile sale principale: foto, camera, effects, collage, draw și more. La more găsiți câteva aplicații pentru copii. Draw este ușor de explicat, puteți desena peste o poză sau pe un spațiu gol. La collage faceți voi colaje de fotografii. La camera veți vedea că avem câteva efecte foarte interesante care se adaugă celor standard de pe telefon. Iată, spre exemplu, avem funcția timelapse, care îi simt lipsa în ziua de azi pe telefoanele moderne, este mereu binevenită. Și iată, mai avem și strălucire, contrast, sharpness și saturare. Mai avem și ISO, balans de alb, moduri scenă, iată, snow, beach, candlelight, fireworks, o grămadă de opțiuni care se adaugă camerei normale, deci sunt binevenite. Apoi trecem la zona foto, unde vom face editare complexă. Puteți fie să alegeți o imagine din galerie, fie să capturați o fotografie. Hai să alegem o imagine din galerie, realizată cu acest telefon. Cum ar fi, spre exemplu, aceasta. Așteptăm să se încarce și e o fotografie făcută în portrait, se pare. Iată cum arată fotografia fără efecte. Hai să intrăm în tool-uri. Iată, aveți crop, free crop, shape crop. Hai să alegem un shape crop. Puteți decupa în formă de inimioară din această statuie. Iată, puteți să măriți ce vreți să cropuiți. Hai să dăm skip. Iată și câteva efecte, foarte multe efecte. De altfel, după cum am spus, nici aplicația Photoshop de pe Android nu are atâtea efecte. Iată, de exemplu, zona paper, unde puteți seta opțiunea stencil. Iată cum se transformă fotografia. Avem și stencil 3, 8, și multe alte opțiuni interesante. Hai să mai vedem câteva efecte. Iată. Efecte de culoare, de blur. Puteți umbla la ele după cum doriți, în cantitatea dorită. Iată, black and white, sepia, evident, smart blur. Iată ce înseamnă smart blur. Avem și HDR 1 și 2. Deci este HDR 1. Observați ce efect exagerat a avut puțin, mai ales asupra acestei mese de lângă personaj. Iată o altă editare interesantă. Puteți alege zone în care să aplicați aceste efecte. Mai avem și opțiunea de adăuga text de toate fonturile, formele și culorile. Foarte interesant. Apoi puteți adăuga și stickere. Ok, hai să revenim la adăuga acele stickere. Iată-le, cam copilărești, dar hai să adăugăm cât un cap de mort roz. Deci puteți transforma orice fotografie într-o felicitare, dacă doriți, în acest mod. Și evident puteți edita marginile fotografiei la mărimea sau forma dorită. Mai aveți și opțiunea de a adăuga o ramă. Iată tot felul de rame amuzante. Și hai să revenim în interfața principală a aplicației. La final puteți salva pe card SD, uploada pe Facebook, exporta. Hai să vedem la desen ce avem. Puteți desena, după cum am spus, fie în alb, fie pe o poză. Iată dimensiunile pensulei, forma, grosimea. Iată ce efecte puteți obține. Evident puteți adăuga și aici text, în toate formele și mărimile. Sau puteți desena direct forme, schimba fundalul și culoarea sa, multe alte opțiuni, în fine. Și mai aveți opțiunea de a face colaje, de a înrăma, de a face galerii, iată tot felul de colaje în care puteți pune împreună poze de familie sau tot ce doriți voi. Toate acestea cu aplicația PixArt, pe care o găsiți gratis în Google Play Store. Sper că v-a plăcut review-ul său și dacă vă place să editați foto din mers pe telefon, vă recomand cu multă căldură această aplicație. Cam asta a fost, v-am Mobilissimo.ro, a prezentat o aplicație foarte drăguță. La revedere!